Bună ziua! Bună ziua, prieteni! Ne-a uitat pe cine avem aici. Venim o tărâtă să facem urăturile ăștia, a? Prieteni, n-a avut o dină de cutuniță. Uite ce avem aici. Să facem murăturile. Eu știu când mă duc după murături. Sâmbătă. A zis bucătarul, ne ducem la Craiova. Așa am zis și eu că mergem. Ce, te duci cu noi, mamă? Da. Cum o să te duci tu cu Nora? Că o să mă uită mașina ta odată. Când o să te duci tu cu Nora la piață? Dacă ea vrea cu voi, ce? Păi eu nu vreau să ierg de aici. Păi da, asta zic, de la Craiova lungi mai ieftine și mai... De la Craiova vreau să iau. Vin țăranii cu ele acolo, prieteni. Bio, delea, nu vreau. Să găsim roșii delea bune. Ce zici, mamă, că n-am făcut nici bulion, acum vreau să facem. Sâmbătă mă duc. Prieteni, aici este partea a doua la castraveți. Acum dacă prinsă și eu, mă prins aici cu ocazia am prins asta. Și eu pe cumnățica mea asta, care e gentleman la vloguri, la astea și... Nu, ce suntem? Și noi vorbim și noi ce facem, arătăm și noi ce... Cum să-mi povestim? Filmăm viața noastră reală, cum suntem noi normal. Păi și noi nu filmăm tot. Nu ne lăudăm, nu, ce să ne lăudăm? N-ai văzut că eu filmez cu soara, unde e prin, ce pot, tocă? Unde să filmez, sal, undeva cu copiii mei? Așa e, îmi faci un vlog cu ei acolo și... Și oamenii sunt mulțumiți de vlogurile mele și le mulțumesc chiar din suflet. Prieteni, vreau să vă mulțumesc pentru toate urările ce ați comentat pentru Sara, care i-a furat la mulți ani. Și eu vă doresc la copiii voștri multă sănătate, multă sănătate și bucurii. Păi și de-aia avea ea pe masa afară prăjituri. Mă, lumine, cine-i de vină dacă noi am venit? Nu ne-ai zis, era ziua lui Sara, uite, vă pun prăjituri, nimic. Cum? N-ai zis că e ziua fetei, eu n-am știut, eu am venit așa dintr-o întâmplare afară. Mă cred că nu știu. Nu știu. Nu știu că tu ai treburile tale, ai fost acolo la cărămidă. Păi nici și pe acolo cărămidă, într-adevăr, am bostită. Cu tână, cum, dacă făceam și eu masă mare, cum să făcea, nu vă anunțam? Păi nu, ea nu contează pentru masă, așa trebuie să-i spui. Uite, ziua fetei mâine, eu nu știu că e ziua ei. Am venit o soră așa cu mama, am adus-o de la sora mea, că era ziua lui David. Până nu știi că noi suntem în doliu, Sara nu e nici botezată și nu avem... Da, la noi nu se face prieten, dacă vreți să știți. La noi nu se face nomastică la copii dacă nu sunt botezați. Prieteni, și că nu știa. Nu știa, mă, cred că spun ce trebuia, adevărat. Prieteni, să dau... cum nu știa? Nu știa. Și eu ți-a comentat lui Sara de la ora 2, de la 3. Păi eu, la păi el, dar mie nu mi-a zis. Vezi, nici copilul nu mi-a zis. Vezi, mamă, că e ziua fei. Păi, ce făceai, nu? Știam că e ziua lui David. S-a dus Leuța acolo la el cu șampanie. Și s-a dus la el. Că eu nu m-am lăsat pe el. Eu n-am putut să mă duc, că m-am simțit bine. David răcit. Știi că mi-e acolo mie de sâda de macă, dar... Nici la tine n-ai văzut că nu prea mai vin, că mi-e scârbă strada aia. Da, mi-e urât strada aia, mi-e scârbă. Persoanele care sunt unele pe stradă, nu se... Da, am zis eu că nu de tine sau de unele, da. Persoane de acolo, de pe stradă. Da, și asta a mi-e. Comentat asta pe blogul ei. Mi-a zis prieteni, doar nu, n-am intrat eu să văd, că eu nici eu nu se poate să le văd vlogurile. Păi nici eu, nu știu și ce și ce a comentat, îți făcea... Pe asta, pe prieteni, dacă vrei să știi de cine a vorbit grasa și pe cine a făcut târfă, a făcut-o pe oficiala, nu eram eu aia care a intrat în curte. Era la sora mea oficiala. Că mi-a trimis o prietenă, mi-a trimis partea aia ce, cum a zis balena asta, a zis că, uite, târfa asta, băgămoasa asta, cum zice. Dacă aia era și prietenii s-au referat, crezut că eu sunt a fata care a fost și a zis târfă, a intrat în curte, știți? Dar acolo era la sora mea în curte, eu stau un pic mai jos. Și intrasa asta oficial a ieșit din curte de la Persida. Prietenii s-au referit că la tine? Da, prietenii s-au referit că la mine. După aia le-am explicat eu că nu la mine. Sună fele așa mai groase, un pic. Da. Ei s-au gândit că pe mine m-a făcut târfa aia și nu știu ce, dar nu. Nu, cu tine nu mai vreau să ascult de subiectul ăsta, eu m-am suturat, mie mi s-a urât. Ești suturat, dar uite că îți vine să mai vorbești, că na. Dacă nu poți, vezi un mesaj, vezi un dăla și da, nu poți să te abții altul. Au, mă, 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 să mă fie, că îmi zic că-mi păcăzumăria.
Păi vezi ce face la Eden, vezi? Păi eu nu-l lasă. Mulțe. Mulțe în cuplu. Dar că-s bune ca să vezi. Mm-hmm. Vezi, nu sunt de la tăcăcioși de la hamari. Nu sunt. Inim o țesă aici, prieteni. O mână de sare. O mână de zahăr. De zahăr. Conservant. Și de la picantic. Nu mine prea groasă le faci. Lasă așa să spună, așa am văzut și eu la alții. Așa mare, așa, uite, eu din ăsta fac două, vezi, așa. Nu, numai că așa am văzut și eu la alții. Nu, nici chiar așa, lumea. Să spună la murătură. Nu, nici așa. N-ai văzut că ălea se duc imediat când le faci sirele, da. Hai și să le facem potrivit, așa. Și să moloșesc. Sară! Da. Fac și și ea pe oficiala stârță, parcă ea n-are tot același lucru în casă. Tu ce ești tu? Ce mai zice de altă? De gunoi un mod. A venit ieri oficial aici. Cu Dana. Și... Dana intră acolo la fată, că tot așa îi zice că e ziua lui Sara. Și astăzi se uită și ea la fată ce face, să-i spune și ea la mulți ani. Tanta nu intra în casă. Dar ziceam că nu mai ai prietenie, nu intri. Nu, că de ce, că nu intru. Fata să știe vinovată. Da, și n-ai văzut cum stă. Și la mine vine, dă-mi treabă cu ea. Că și eu am treabă cu ea. Asta e, la început eram și noi supărați să fie cu ea. Da, că zic că de ce... S-a văzut ea singură ce rău a făcut. Da, a văzut și ea, dar ce rău s-a întâmplat după secretele ei ce le-a avut cu Liza. S-a fost de acord cu ei, cu înțelegerea lor, cu plecarea lor. Și uite acum, a văzut și ea că mi s-a întâmplat ceva foarte rău în viața noastră, care nu putem să uităm niciodată. Eu chiar nu uit, mai zic altele, că de ce, mai vorbim, că de ce. Nu-ți vine să uiți, pentru că niciodată nu o să uiți treaba asta pentru cine s-a dus tata. Așa nu se ducea, n-avea, mai avea zile de trăit, dar... Și când ai născut în ochi la piață? Nu, bă. Dacă nu fie una acasă, cred că vin și eu cu voi. Mă, lumină. Dar unde să te pun și pe tine, și murăturile, și într-o mașină atât de mică, și pe mama? Vine și patroana să o luăm și pe ea la Craiova. Păi tu ești acolo ajutorul. Ia spune tu acum, păi e bucătar, tu suflet bun, dacă te bați cu contra, gata, nu ne mai ducem. Păi că nu sunt contra, eu te iau. Dar unde mai pun navetele alea cu roșii, dacă te vă pun pe voi pe toate vânca? Hai gata, lasă că mergem cu duba noastră mai. Așa dă cu duba, dacă și o conduce bucătar. Da. Avem și noi duba noastră, dar consumăm mult motorină, să vedeți până la treia. Bă, noastră nu mă dirizăm de motorină. Vine cu mașina ta și mergem cu duba. Da. Dar nu cred că vrea asta să vă conducă mașina lui meu. Da, o iau eu la. Și să nu se mai duc eu să se stresează. Bucătarul stă cu noi. El are răbdare, bucătarul, da. Da. Și dacă trebuie să mă duc, eu trebuie să las copiii la tine. Da, nu poți să te duci cu copiii niciodată. Că nu ori să cumpere, ori să te uiți și tu da, acolo, la prețul. Să umbri acolo, nu e așa. Da, ce să fac, ori cu Sara în brață. Mai bine te lipsești. A zis mama că se duce ea cu noi. Nu, vreau să ne aducă și ea. A zis că vreau să ia și ea roșii, o navetă, două. Are mult, bă, mama. Pe care și cu prața? Ori, uite, mi-ai dat și ei, surorile ăștia ale mele, mi-ai dat și ei, câte un milion, câte 50 de lei, cât mai dau și eu, și ea poate că le strânge și ea nu le ierte cum face mâine. Măi, și-a și pastine, mi-a zis că i-a dat și eu un milion, i-a luat pastilele astea. Nu e rișe, ce mai ia și el. Păi ce mai cu tână ce avem bani, cine cumpără în casă? Știu, dar mi-a zis că ăsta Ion i-a dat frate meu banii pentru pastilele. Dana nu-i dă și ea deloc. Dana nu-i dă și ea. Când are și ea, că nu are... Are și ea fete, băieți, multe. Bine, mă lasă și eu cu copiii ăștia.
Deci le-am putea pe toate. Hai, lasă că mai cumpărăm altă. Depile ale mai mari și lasă-le pe ăștia de la mai mici. Uite, ăsta-i moroșul. Nu știu ce mai mare. Hai să băgăm aici o chetă, de sală. Hai, te aduci să mai iei ele. Tată! Păi de unde? Că nu ai de un fie acolo. De la magazin acolo, da cu fi lângă mine, că a zis că este acolo la magazin. Eu, pe stradă aia, nu mă duc. Eu, oricând mă duc eu acasă, mă uit dacă sunt. Da, și dacă sunt, vin cu ele. Vin cu ele, în caz, dacă este. Dacă vezi că nu vin, înseamnă că nu are la magazin acolo. Așa, prieteni, noi facem bucățele mari. Și băi, bă, frumoasă, frumoasă, frumoasă. Pupă-mă, pupă-mă. Unde e prințesa mea? Unde e prințesa mea? Prințesa mea care și-a dat viața bunicul pentru ea. Ca să vină ea acasă. Bunicul pentru ea, de papu. Să duci de papu. Tara! Și să nu știți prieteni. Păi, tare, mici, mi ia, mamă, pupă-mă. E cu minte, fata mea. Ia cu tună, dă-mă așa. Le bagă mână, bagă bine. Mai bagă mână. Nu știu că asta e tare mare și trebuie să mai gustăm, știi? A, așa, așa. Iar mai trebuie. Bagă tot cu mâna așa, ca să așa cu mâna, nu îți dai seama. Tot cu mâna așa. Bagă, mai încă o mână. Da. Sare, cred că mai trebuie. Asta nu ai mâna. Lasă că se mai și pune cu gheața. Super, nu adus și tu, păi de da. Ba da, ba da, cam. O bagă ăla. Jumate de sticlă pe lumină. Jumate, mă la. Băgai jumate acum. Hai, nu de jumate. Hai, băgai o țără sare. Așa că sarea le ține, prieteni, chiar că nu le faci așa nesărat. Vă aș crezi că e mare și a fost așa, ca să le trebuie. Na, cuțună, na! Mai? Lasă-l chiar acum, când ne ducem aici la magazin cu mine, dacă vrei. Că zic că, că mai am. Dar în asta parcă eu nu puneam o foie de dofin. Piper, mă, că hai. Piper, nu? Ce piper cu foie de dofin? Nu a dus toate foie de dofin, că nu era foarte mult. Așa. Piper boabe, rog. Da. Hai că mai revenim. Prieteni, am plecat până acolo la murături. Am și gătit, prieteni. Ce credeți, prieteni? Fasole, păstăi, prieteni, cu rânză țigănească. Pentru că soacra mea este leșinat după fasole și n-a de mâncotru, o făcurăm. Ia uite, aștept cum din nou cu rânză țigănească acum. Nu-i mai avut în rânză, prieteni. Ia să stai să vedeți și voi cum arată. Dar cu foarte tare rânda asta. Cred că o să ia tocătorul sau drujba. Nu mai am nici drujba. Uite, mamă, rânda ta, țigănească. Ha? Rânda, nu vii să mănânci? Nu pot să mănânc. Nu? Uite și eu ca să mai fac și eu aici. E tare rău rânza asta. Trebuia fiată de tot. Pe cât vă fiat, că nu mai are niciun gust. Dar totuși e bun. Cu ardei, uite, merge. Mama, râd de lumea de noi că gătim numai fasole păstăi. Ne-ai distrus cu fasolea asta ta. Unde le ieșim tu după fasole. Dar nu mai mâncăm. Da, trece, prieteni, și noi. Dar e păcat. Să mâncăm toată ziua numai fasole. Mâncăm. Unii nu mai facem, da? Cum nu mai facem? De ce să nu mai facem? Păi ce mă dă mâncare? Ce mă dai mâna? A, da. Pis! Afară. Nu e sărată rânda.
Dar a fost foarte uscată, prietenunza aceea mare. M-a tăiat pe ea ziua lui David. Așa e. Mm-hmm. E masa acasă. Te-ai adumit la ziua lui Sara, bine. Un pic n-a făcut pentru... Ea ziua e, n-a făcut nimic. A venit și cu tunița, prietenii, a ajutat și ea un pic acolo. Ne-a fugit cu o ceapă în cătau, ca să treabă. Cătau s-a dus după căienidă, să mai aduce. A venit omul de acolo, de pate. Da, uite că pusei, dar nu pot să mănânce. Zic, de ce să nu le-ar la prieteni, că făcurăm rânză de asta, se gânească de-a noastră. Da, pe alea să iau oameni. N-arătai? Da, no. Am de voia să mânză. Da, mamă, știi ce tare e? Ce tare e? Uite ca să nu iei pe așa. Mâncata aia cu tare. Mâncarea cu tuna, o ies cu cotoaie. De-a dimineață. Nu mai pot să mănânc. Și acasă nu mai mănânc. Mai încolo. Nu mai poate prieteni să mănâncă, mâncă la cu tunița. Mamă. Vezi, asta nu trebuie să o mai gătim. Ea e bună așa, crudă. Crudă, cu roșii, cu mână. Cu roșii, cu astea. Uite-a fric. Da, prin, așa se mănâncă rânda, nu gătită. Dar e bună și așa. Da. Mamă, nu vrei să mănânci. Eu îi mulțumesc că ești la prietenii mei. Că mă urmăresc, ia uitați câte mulți am afară. E plină curte de mulți, mamă, ce facem? Poate ales, ce să facem? Vreau să mănâncă, ce bine că mi-au mâncat peștele. Mâncă și el o bucată de el. Bine că mi-au mâncat peștele. Ia să mă mâncă, acum. Acum peștele l-a aruncat cu totul. Da, mai veni un pește mare. De unde vii pește mare? Copilul, plecă, David. David, să ducă după... Pește mare. Toată doca, după bicicletă. Păi să învăță și el, om, acum. Așa. Am prins, după asemenea peste el. Să învăță el, n-are grijă, n-a. Prieteni, dar nu vrea să mai stea deloc. Ia bicicleta și fuge și nu ne spune. Și noi căutăm după el, abia îl mai găsim. Prieteni, vă mulțumesc, prieteni, pentru toți prieteni. Și vă rog din suflet să vă mai abonați, prieteni, să vizionați în continuare. Vă mulțumesc și mulți pupici din partea mea. O seară faină să aveți!